Mamă! Cum e? Boss, eu am aparat și tu ce aparat? Cine m-a dus să fac ce? E, mami! Ce ai, mă? Ok, salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou challenge. De această dată o să facem Candy Test Challenge din Franța. Știți că am fost eu zilele trecute în Franța și am cumpărat de acolo ceva dulciuri de vreo 15 euro ca să facem acest video alături de Miruna. Nu știu cum o să fie, am văzut aici, cred că cea mai ciudată chestie sunt dulciurile astea care efectiv arată foarte suspect. Deci cam așa arată, ci că ar fi dulciuri chestiile astea, nu știu exact cum o să aibă gustul. Deci acum o să începem. Miruna, te las pe tine să alegi cu ce vrei să începem. Chestia alea? Da, o să lăsăm chestia asta mai pe la sfârșit, pentru că efectiv sunt tare curios și nu vreau să-mi vină rău din prima, pentru că nu am nici cea mai vagă idee cu ce este. Adică scrie pralines, aux, amantes, extra. Nu știu dacă am citit bine, nu știu, pic de franceză, n-am făcut franceză, așa că îmi pare rău. Nu cred că ai citit bine. Ia citește tu, mă, ia. Nu mă laud de față. Da, deci prima chestie pe care o să testăm o să fie niște dușuri pe care scrie efectiv Made in France. Deci 100% sunt din Franța. Așa-i citești cu bine. Păi scrie în engleză. Haide! Haide. Vreau mâncare! Și că mâncare, dați dulciuri. Nu știu cum o să fie, nu prea cred că o să-mi placă. Sunt cu caramel. Poate o să-mi placă. Ia să vedem. Uite o băcuță. Două băcuțe. Sunt cu băcuță? What the fuck? Mă rog, hai să mâncăm. Așa arată? Au... Mamă. Boss, eu am aparat dentar. Te ținut în gură, dar bune. Eu un 9, Mirna un 9 la chestia asta. Da. Următoarea chestie pe care o să testăm o să fie niște biscuiți, cred. Sau habar n-am ce chestiile astea. Am fost acolo la un supermarket și o tipă din Franța mi-a zis că it's very French. Deci e foarte francez mâncarea asta. Deci cam așa arată biscuiții, scrie bone, maman, ceva de genul. Maman. Maman, ce, cred că e ceva legat de mamă. Am terminat și acum chestia. Mă înjură biscuiții. Și acum hai să vedem cum e. Cred că e destul de bun, adică miroase bine. Mamă, nu-s bun. Va, nu-s bun. Cu ce sunt? Cică... Stomac, deci biscuiții ăștia cel mai probabil sunt cu brânză. Nu credeam că sunt cu brânză. Miroseau destul de bine, dar sunt oribili. Deci sunt cu brânză și nu merge brânza la biscuiți. O să-i dau nota 3. De ce? Pentru că am vomitat aproape din cauza lor. Acum o să mâncăm ceva cu caise. Adică asta e o caise 100% și astea nu știu ce sunt. Aici nu mai încerc să mai citesc, pentru că efectiv mai mult mă fac de râs când vreau să citesc, așa că o să mâncăm direct. Cu caise cred că e bun, aici sigur e cu caise. Ia ușor. Ce s-a desfăcut? Bă. Mamă, sunt moi. Deci sunt foarte mici, pe imagine părea mai mari, dar sunt foarte mici. Așa sunt. Dar e bun, nu-ți place? Foarte bun. Bă, nu-ți place? Foarte bun. Nu-ți place caise? Vreau să spuneți în comentarii ce fruct e ăsta. Deci chestia asta acum care vrem să mâncăm arată cam așa, fructul. Miruna zice că e rodie. Eu nu știu ce. Cred că asta o să fie mai oribilă. Cum te zici? Nu știu, fructul ăsta nu se știe cum e. Ce? Mamă, cred că o să fie oribil. Mănâncă pe masă, nu pe mizele. Mamă, cum miroase. Ia, hai că e așa. Cine m-a pus să fac ceva asta? Ia, mami! Dubla 2! Ia viteză, ia viteză! Bă, dar tu ai luat numai căcaturi de acolo să-mi bag piciorul de nu, știi? Eu care credeam că chestiile astea o să fie oribile. Dar și poate cum pare că astea o să fie bune. Da, parcă văd că chestiile astea sunt bune. Deci chestiile astea, asta cred că e cea mai oribilă. Asta o să-i dau 2. Cred că a fost mai oribilă decât cealaltă. Sau, ce știi, ce a fost mai oribilă decât cealaltă din aici? Cea mai oribilă a fost aia cu La Mama sau ceva gen aia cu Bene Mama. De unde e aia? Cred că aici am aruncat eu. A, asta, cu brânză. Doamne, asta e... Mamă, trăită, zici că am luat... Ce tuire e? Zici că am luat mâncare de câine. Asta... Asta ce din aibă e?
Deci am luat o chestie, un pachetel cu semințe. Asta cred că e semințe efectiv. Da, bun. Asta ce e? Migdalele sunt bune. Efectiv un cub. Asta nu sunt dulciuri, dar e. Da, sunt ce șocu. Da, și mai asta. Asta e cașu. După challenge-ul ăsta cred că o să-mi vine rău. Deci am mâncat chestii oribile. Nu credeam că o să fie oribile. Deci eu credeam că o să fie un challenge plictisitor pentru că o să fie prea bun. Da, dar da. A fost oribil. Desfacem. Ia magica. Păi da, deci că nu știu. Deci n-am nici mai vagă idee ce e chestia asta, dar ce ar fi un fruct. Hai noroc. Ne spargem dinții. Mi-e frică. Care nu mai să mănânc. Da. Boss, eu am aparat și tu îți pui aparat în câteva. Bag-o în limbă. În limbă? Ăștia, te rog, de seamănă foarte mult cu aia cu brânză ăștia. Să cuprinze? Gustă? Gustă! Îmi fac ceva. Mă, papiță, bă! Poa, bă, bă, bă! Mai porcăria cu asta, îmi fac piciorul! Vreau să știu și o chestie, dacă se uită un francez sau un român din Franța, bă, ție-ți place biscuiții cu brânză? Deci tipa aia mi-a zis că e foarte tradițional aici în Franța. Da, frate, îmi place la nebunie, știi cum? Pentru acum o să gustăm alți biscuiți. De nu m-am supărat cu biscuiții lor de francez cu brânză. Bate capul meu. Cum? O inimă. Pentru tine, gustăm. Nu sunt cu brânză. Sunt bune. Hai să vedem asta. Asta cred. Vrei sugar? Fără sugar? Da. Aaaa, astea fără zahăr sunt ca... Aolo, iert. Sunt bune! Sunt bune! Bine, bă! Sugar free, de fapt. Eu îi dau nota 10. Și eu. Da și la chestiile astea îi dau nota 10. Alea cu caramel primele. Acum că vă prin ce am trebuit. Nu știam că sunt așa de proaste ce alte, că altfel îi dădeam de la început nota 10. Mamă, cum miroase a măr. Jeleu măr. Nu se focalizează, dar mă rog. Deci au transformat jeleul ăsta cu gust mer- de măr. Ia să gust. Are gust de măr. Deci e jeleu cu gust de măr. 100% natural scrie acolo. Deci da, nume că am dat văzut cu acest challenge, sper că v-a plăcut, a fost oribil, nu credeam că o să fie așa de oribil, am plătit 15 euro pentru toate chestiile astea, sper că v-a plăcut, sper că v-ați amuzat, dacă v-ați amuzat nu uitați să dați butonul de like, eu am fost Andrei alături de Miruna și până la viitoare v-am salutat, bye!